Judecătorii Curții de Apel Cluj au sesizat luna trecută Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Ei așteaptă răspuns la 3 întrebări prin care să clarifice deciziile în astfel de spețe, în sensul în care aprobă sau nu înghețarea cursului francilor elvețieni la data încheierii contractelor. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a acceptat sesizarea și a deschis cauza C81/19. În baza acesteia, judecătorii de la Instanța Supremă au decis suspendarea proceselor. Decizia în alte curți este binevenită, mai ales pentru consumatori, având în vedere practica din țara noastră, care în momentul de față este defavorabilă consumatorilor debitori. În general, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a avut o poziție pro-consumator. Este absolut necesar ca instanțele din țară să suspende judecata și îndemnăm până la urmă consumatorii să discute cu avocații dânșilor și să ia până la urmă să solicite instanței suspendarea propriului dosar. Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a mai pronunțat într-o astfel de speță în cauza Andrei Ciuc pe 20 septembrie 2017. Deși inițial decizia părea că ține parte a consumatorilor, 95% dintre sentințe au fost în favoarea băncilor. Judecătorii au luat în calcul o clauză ambiguă din contracte. Chestiunea nominalismului însemna așa: ai luat francelvețieni, te rugăm să dai francelvețienii înapoi, nu ne interesează pe noi cum a fluctuat în sus sau în jos moneda respectivă. Sigur că în varianta dată băncii sau băncilor le era foarte convenabil să spună lucrul ăsta și să invoce acest nominalism monetar. În ultimii 12 ani, rata de schimb a francilor elvețieni a crescut cu aproape 150%. Din această cauză, foarte mulți împrumutați nu și-au mai putut plăti ratele și au dat băncile în judecată. Claudiu Chiță se judecă de aproape 4 ani. Durează atât de mult pentru că nu există o practică consecventă și unitară și legislația s-a schimbat foarte des. Iar pe de altă parte sunt foarte multe litigii pentru că băncile nu vor să ajungă la nicio înțelegere, nu vor să cedeze, iar pe de altă parte judecătorii cred eu că fac jocul băncilor. Speranța celor care au procese pe rol stă acum în decizia judecătorilor de la Curtea Europeană. Tot acest timp este unul absolut mort, nu se întâmplă absolut nimic. Singura variantă ar fi o opțiune pentru împrumutați să solicite pe calea unei ordonanțe prezidențiale, în ipoteza în care instanțele ar înțelege lucrul acesta, înghețarea ratelor până se tranșează acest aspect. Pronunțarea unei decizii a Curții Europene poate dura chiar și 3 ani.